joi la Odeon. Exercițiu de admirație. Am un invitat. Citez dintr-un eseu al Marinei Constantinescu. Am în mână o carte. M-am prins de această carte pe care nu am lăsat-o din mână. Toate poveștile, faptele, oamenii de teatru pomeniți, tipul de observație, tonurile care alternează suplu, accentele care scot diferite reliefuri, prietenii comune, imaginile aproape cinematografice, detaliile, totul, filmul vieții lui, m-au ținut pe loc ca să ascult și să vibrez la vocile interioare ale acestui regizor. Nu l-am descoperit doar pe el în cartea lui. Citeam și mă întrebam cum putem să trăim în aceeași lume și să știm atât de puțin unii despre ceilalți. Cum îi dăm noi la o parte pe cei care nu mai sunt tineri, nu mai sunt în prim plan, nu mai sunt la modă, care sunt cu minți și modești? Cum uităm de istoria teatrului și, într-un fel, de noi înșine? Privind la acești oameni, poți vedea lucruri incredibile care astăzi par imposibile. Citind cartea acestui domn, mi-e dor de boierii teatrului românesc. Îmi face bine rafinamentul și eleganța care acompaniază confesiunea din carte. Dacă vreți să aflați ce înseamnă infinitul pentru regizorul avangardist, neconformist Dinu Cernescu, deschideți cartea la pagina 160. Bună ziua, Dinu Cernescu, și sunt mai mult decât copleșită că ești astăzi aici. Atâta doar că prezentarea care mi-ai făcut-o nu știu dacă se potrivește. Nu m-am socotit niciodată un avangardist. Am vrut la un moment dat, dar nu a fost de mine. Avangarda? Da, nu. Noutatea? Nu, avangarda. Fiecare, cum să spun, trebuie să facem și să ne vedem de ce ne vine mai bine, ce există mai bine în înăuntru nostru. Eu sunt băiatul făcut de un ofițer aviator cu o profesoară de franceză. Îți închipui foarte bine că nu prea e loc de avangardă și de nebunii între un militar și un profesor. Da, hai să, totuși, să punem punct la Marina Constantinescu. Ea e foarte parcimonioasă cu termenii, are proprietatea termenilor. Lasă-mă să termin. Și dacă spune asta, asta e părerea ei. Da, după eu am fost toată copilăria mea cu ochii în jurul golănașilor de cartier. Dar n-am putut să fiu niciodată. Și atunci am vrut să fiu, dar nu s-a putut, că nu se putea, la oră fixă trebuia să vin la masă, la oră fixă trebuia să mă culc. Tot timpul trebuia să-mi fac caietele. Nu. Am devenit un perfecționist. Asta am fost și spre disperarea prietenilor mei cu care mai mă văd pe acum și astăzi mai sunt un perfecționist. Dar ca să fii avangardist trebuie, cum să spun, să ai o brăznicia extraordinară a lui Eugen Ionescu. O brăznicie se cheamă? Interioară. Despre asta e vorba. Da, sigur că insolență, da. De fapt. Dorința de a plezni pe altul. Uh-huh.
Și am avut marele noroc să-l cunosc prin prietenul meu, Lucian Fintilie, care era foarte prieten cu Marie France. Și de câteva ori, când am ajuns în orașul viselor mele, la Paris, Lucian m-a dus și la Eugen Ionescu acasă, care era cea mai blândă pisică din lume. Nu era deloc cel care scrisese nu și așa mai departe. Deci întotdeauna este o contradicție. Război cu toată lumea. Dar o anumită punctualitate, o anumită treabă legată de taică meu și de maică mea, făcute cu mare dragoste, bineînțeles, m-au făcut să fiu o persoană foarte riguroasă. Și atunci devii o persoană foarte riguroasă față de autor, față de text, și respecti lucrurile astea. Eu cred că, pentru că am avut norocul să cunosc niște regizori extraordinari, eu am devenit regizor de adevăratele când am fost și regizor de actori. Pentru mine, în prima mea perioadă, eu am fost un regizor care actorul nu conta. Pentru mine conta decorul, lumina, sunetul, mizansena. Dar astea au fost importante la tine. Ca într-un joc de șah. Au rămas importante la tine. Da, dar după ce l-am cunoscut pe Vlad Mugur și am fost asistentul lui Vlad, după ce m-am împrietenit bine de tot, din multiple motive, cu Ducu Darie, am înțeles foarte exact, și după ce am mai cunoscut niște regizori mari de tot, că a fi regizor, în adevăratul sens al cuvântului, ești numai când ești regizor de actor. Când cu ei intri în interiorul autorului, cu ei intri în suprafața decorului. Și totodată am aflat că se poate fără decor. Am cunoscut niște oameni foarte mari, între care un Puștiulică, care după aceea a devenit foarte cunoscut, Ierge Grotowski, cu care m-am împrietenit la Praga. Ai nevoie nici de decor, nu, de actor. Fără actor nu se poate. Asta e frumos. Nu, nu se poate. Că începem cu asta. Deci nu suntem de acord cu avangarda. N-am fost. Nu. Am încercat. Un spectacol în care l-aș clasa în această cata, ești Amfitrion 38 al lui Giraudoux, pe adică care un spectacol scandalos. Da, da. Și cum să spun? Despre care a spus Radu Popescu că n-a fost Amfitrion 38, a fost Amfitrion 00. Da. Da. Și vreau să spun că începutul de prietenie cu ani din, mult mai târziu, cu Radu Popescu, a fost la acest 00, pentru că era gura cea mai rea în lumea teatrului. Era otrăvit, da. Da. Însă când îl descopereai pe Radu Popescu, povestitorul, era un personaj absolut fulminant. Și cronicar extraordinar, da. Chiar dacă era otrăvit. Am avut norocul să mă întâlnesc cu el după aceea și să fim nedespărțiți o lungă perioadă, și poveștile lui despre mari personalități politice și teatrale sunt absolut extraordinare. Păcat că cred că nu există o carte despre Radu Popescu. Nu există. Nu. Și știți care e nenorocirea? Nu știu cine... Ce oameni de teatru ar mai putea să vorbească despre Radu Popescu?
Eu cel puțin sunt supraviețuitor. Și știu unele dintre ele. Dar e foarte bine că ne aducem aminte de el acum, fiind o mare capacitate în lumea teatrală și cu foarte mult piper, da. Ardei, boia. Da, începuturile mele deci sunt legate de Vlad Mugur, care avea un farmec extraordinar. El știa să farmece actorul cel mai bâtă, cum le spun noi. Putea să-l transforme, dacă și vroia. Și transforma de unde știu eu treaba asta, pentru că am făcut asistență de regie la bărbierul din Sevilla, care a fost examenul de sfârșit de an, la de sfârșit de institut. La Cassandra? Nu la Cassandra. S-a jucat sub Ateneu, era un spațiu. Da? Sălița aia mică. Cassandra nu era încă făcut. Și când el i s-a propus să devină director ușor mascat, adică prim regizor al Teatrului Național din Craiova, mi-a propus și mie să merg cu el. Și ai mers. Și am mers cu el și am văzut cum aceleași lucruri pe care le spuneam eu în absența lui actorilor, spuse de el, cum îi transforma pe actori în personaje, cum făcea această minune pe care nu e un mare regizor. Eu am avut mare noroc să-l cunosc și pe Sica Alexandrescu, care avea cu totul alte metode. Să-l cunosc pe Monique Lerter, care știa să facă niște distribuții absolut senzaționale, pentru că el știa să vadă într-un actor tot ceea ce nu vedeau alții. Și atunci toată lumea credea că Moni stă în sală și doarme. Nu e adevărat. Moni stătea în sală și asculta. Și în clipa când simțea că tremură o indicație care nu este cum trebuie, intervenea. Lasă-mă să spun ceva. Primul spectacol pe care l-ai văzut, spui, a fost un spectacol care se chema, îmi amintesc de Mama, da, de John Van Druten, pus în scenă de Marieta Sadova. Nu. Și cu scenografia lui Liviu Ciulei. A, da, ai dreptate, da. La Teatrul Odeon Notara. Am aflat că este că la teatru, că în Teatrul Notara se chema Odeon atunci. Da. Am aflat. Nu, dar ne amintesc de Mama. Primele mele relații cu Liviu. Dar acum vorbim de spectacol. Exista la Mangalia un fel de hotel-restaurant care avea și sală de teatru. A, da? Da. Și acolo a venit Liviu și cu Clodii să joace un spectacol. Nu mi-amintesc ce spectacol. Și unchiul meu avea o mică cârciumioară și venea din când în când Liviu să mănânce acolo și mă uitam. Și cel pe care cu o seară înainte îl văzusem pe scenă, jucând, venea și mânca și mi se părea că este altă personalitate și îi urmăream pe ei. După aceea, fascinat de acest În carte spui că ți se părea, că nu credeai că ai mai văzut pe cineva mâncând atât de elegant. Da. Adică cum mâncau? Pe mânca ca băiatul familiei Ciulei, care nu era oricine. Nu l-am cunoscut pe tata lui Liviu, dar Liviu vine că nu există, nu se poate să n-ai un trecut. Nu se poate. Nașterea spontană a unui valor nu există. Foarte rar se întâmplă asta. Întotdeauna trebuie să existe o tradiție. Un bunic, o bunică. Să vie de undeva. De undeva.
Și atunci poți să fii și tu de undeva. Tu ai avut dreptate când mi-ai spus că am fost fascinat de spectacolul de la Odeon din două motive. În primul rând am văzut trei scene. Lucru care nu mai exista după aceea. Era scena principală și două scene stânga-dreapta cu niște cortinuțe care se închideau, se deschideau. Așa era făcut sala aia pe care i-a făcut-o lui Ciulei. Făcut de tata lui Liviu pentru el. Un cadou. Și acolo am văzut-o și pe Marieta Sadova, care nu știam exact. L-am văzut pe Dan Nasta jucând și era Liviu care juca un dricar îndrăgostit. Și era extraordinar Liviu. Și l-ai revăzut când? Peste 36 de ani, la Escu. Da, când doamna Deleanu, extraordinară doamna Deleanu, directoarea de la Giulești, a spus că este o piesă mult prea importantă ca să nu dăm tot în afară de distribuție. Și ce scenograf să găsim noi, unul care aduce ceva cu el? Și doamna Deleanu mi-a spus cu o mare simplitate, cine Liviu? Liviu Ciulei. Și am fost trimis la Liviu să discut cu el. N-am spus cât o trăi atmosfera care exista acolo, cu planșeta în care era în fața... Scrie în cartea ta asta. Care era în fața biroului și... Și cu Dan Jitianu, cu Sbierea și încă vreo doi care erau asistenții și care pregăteau. Și care după aceea fiecare dintre ei a devenit mare personalitate. Nostim este că după un timp de când mă ținea așa doamna Deleanu, am cerut să-mi se facă un birou al meu, al regizorului. Și l-ai făcut după modelul... Da. Și nimic nu mai ia. Până când mi-am dat seama că lipsește un singur lucru, lipsea Ciulei în treaba asta. Pentru că venea unii cu un dispreț extraordinar să discute cu mine, nu știu ce. Și eu eram foarte jignit că... Că nu sunt ca Liviu. Și chiar i-am și povestit asta lui Liviu. Și i-a plăcut foarte mult. Eu am avut mare noroc să mă întâlnesc din nou cu Liviu. Când după ani și ani de zile am început și eu să circul, m-am văzut cu el la Minneapolis. Și bineînțeles, despre ce crezi că am discutat? Despre dulcețuri. Dulcețuri? Da. Este pluralul la dulceață, nu? Da. Dar ce știi tu despre dulceață? Știu foarte mult, da. Să știi că nu mă bag în discuția asta pentru că am două doamne cu care sunt prieten, care sunt niște mari specialiste. Una dintre ele, dulceața de cireșe albe, nu știe nimeni să o facă. Nu, să știi că Shakespeare nu se mai face ușor. Dar nu se dulceața face ușor. De... Nu. Sunt pe ce m-a impresionat pe mine. Prima indicație de regie pe care ai dat-o la Vrăjitoarele din Salem, da, pusă de profesoara ta, Sorana Coroama. Nu era profesoara mea. Nu era a ta? Nu. Era în institut. Când profesoară. Am intrat în institut, anul întâi nu se formase încă. Și după aceea a fost un anul doi, care era condus de Țucu Gheorghiu și Ianis Veachis. Eu mult mai târziu mi-am dat seama că Ianis Veachis este un om deosebit. Dar la început nu mi-a plăcut. Nici el, Țucu Gheorghiu, era un actor de mâna 14 de la Giulești. Și atunci căuteam să fac asistență. Și tinerii de care se ridicaseră și mergeau
trăsnet era Sorana Coramă și Vlad. Și atunci m-am dus și am cerut să fac asistență și la unul și la altul. Și la Sorana ai făcut la... Sorana a fost prima dată. Vrăjitoarele din Salem, da. La Teatrul Tineretului se chema pe atunci. Da, și doamna Sorana a trebuit să plece urgent și mi-a spus, ai văzut, știi despre ce este vorba? Trebuie să întârzi la minister. Și am plecat. Și m-a lăsat singur. Eram singur, sala goală, actorii erau în pauză și nu știam ce să fac. Și noroc că regizoarea de culisă, nu mai țin minte cum o chema, a spus, gata, pauza s-a terminat, vă rog să poftiți în scenă. Și au venit actorii, ce continuăm de la pagina cu tăia. Și am dat, mi-am plăcut din gură. Și la un moment dat, Ionescu John, care era o mare super vedetă, a greșit un moment. Și atunci, cum se spun? Am auzit cum cineva îi spune stop. Și după mi-am dat seama că eu sunt ăla. Și cu o jenă nemaipomenită am spus, vă rog, maestre, știți că nu e așa, doamna Sorana a spus altfel. Și John s-a întors către toți ceilalți care probabil că a sezisat spaima mea. Mi-a spus și tânărul domn Cernescu are dreptate. Să reluăm. Și atunci am zis, iată, domne, dacă spun adevărat, chiar și o mare vedetă de ascultă. Și atunci eu, în sinea mea, mi-am zis, da, gata, m-am născut regizor. Și ei povesti Sorani și Sorana a spus că și ei s-a întâmplat același lucru. Doamna Sadova a fost profesorul lui Florin Piersic și în anul 3 Florin Piersic nu avea rol, nu-și găsise... Doamna Sadova, ei datorez foarte mult. Acum să trecem pe latura serioasă și de teatru. Doamna Sadova o avea asistentă pe Beate Fridanov și al treilea asistent am fost eu. De la ea am învățat ce înseamnă valoarea cuvântului. Era o mare tehniciană, cuvântul vânt nu se spune, cuvântul vânt se spune vânt. E un anumit gen de teatru. Adică cuvântul să conțină în el și partea, cum să spun, invizibilă, partea sculpturală. Puterea Și Florin a venit la mine și mi-a spus că n-are bucată de examen. Și pentru că îl simpatizam foarte mult, era unul din personajele foarte vizibile ale institutului, am găsit pe Ghent al lui Ibsen și am găsit două scene formidabile. Prima despre relația lui cu maică-sa și a doua moartea lui Aze, cea de-a doua scenă. Și Aze dat. Era Pol de Bălăruț. Pol de Bălăruț. Și le-am dat lui Florin. Florin le-a dus și țin minte scena când doamna Sadova a fost foarte impresionată de seriozitatea cu care a căutat Florin și după ce a fost o pauză, ce-a acceptat. Florin a venit la mine și a zis, despre ce e vorba în ce ai dat lui doamna Sadova, că eu n-am citit. Cum știu, tu ai dat alea și nu le-am citit? Nu le-am citit. Și am explicat și de atunci a devenit un înfocat susținător al lui Peer Gynt. Și este fost și în ziua extraordinar, de azi. Extraordinar. Și Poldi în Aze, în mama lui, a făcut un rol de compoziție senzațional. Și normal, Florin a avut premieră astăzi. După 3 zile a fost angajat la Național și după încă 3 zile a primit rolul principal într-un film pe care îl făcea un francez, Dacian, parcă. Ciulini Bărganului. Da. Ciulini, cu Maria Tănase. Da. Îl chema lui Dacian. Dacian, da. Deci. Uite ce spui. Am învățat de la doamna Sadova marea valoare a cuvântului, muzicalitatea rostirii, puterea cuvântului de a crea imagini. Da. Și mai am învățat ceva de la ea. Când Florin a fost invitat la Cannes,
cu candoarea tinereții și recunoscând totuși puterea de profesoară a mamei mele, a venit la mama și a cerut să-i dea lecție cum să mănânce. Cu ce cuțit, cu... Ce frumos! Da, uite, vezi, ce asta frumos. Mi-am scris nicăieri. Și după aia îi mulțumea tot timpul maică mie că l-am învățat. După aia am știut el singur să se descurce, pentru că aveam familie. Eu am cunoscut și pe domnul doctor și pe maică sa, niște părinți absolut extraordinari. Și el este extraordinar. Da. Celălalt profesor al tău, Vlad Mugur, spui tu, era un mare magician. Avea talentul dumnezeiesc, exact ce ai spus înainte, de a lucra cu actorii. De obicei întârzia la repetiții câte 2 ore, dar realizea într-o singură oră ce alții realizau într-o săptămână. Așa e. Adică eu am văzut cum i-a transformat pe Cozorici, pe Silvia Popovici, Rauțchi, toți oamenii cu care a lucrat el la Craiova. Rauțchi a fost atât de extraordinar când a făcut el Tragedia Optimistă în Marinarul Răgușit. Atunci când Vlad cu a Olga fost... Tudorache în Femeia Comisar. Da. Și când a fost Vlad invitat la Național să facă încă o dată aceeași piesă cu Marcela Rusu în rolul principal, nu au găsit un alt interpret pentru Marinarul Răgușit, încât Rauțchi a fost băgat în rol și a devenit actor al Naționalului. Așa a venit. Și după câțiva ani a făcut un Hagi Tudose absolut extraordinar. Ei, câțiva ani, mult, spre sfârșit era, dar era un actor. Deosebit. Deosebit era. Spui despre Vlad Mugur că m-a învățat cum se obține tensiunea unui spectacol și care este poezia unei imagini teatrale pe scenă într-un spectacol. Și de la el am învățat să iubesc lumina în teatru. Da. Atâta doar că aici a trebuit să cedez. Eu la Praga, când am fost, am cunoscut pe Svoboda, care avea Institutul Național de Studiere a Artei Teatrului și avea un departament despre lumină. Și era o chestie care nu o văzusem nicăieri, pentru că lumina de contrajur făcut. Și care era făcută cu un anumit tip de proiectoare, care le-am adus eu aici și pentru prima oară la Giulești și l-am numit efectul Svoboda. Între timp am mai îmbătrânit și eu, după aceea l-am cunoscut pe Ducu Darie. Ducu așa s-a născut cu pasiunea lui pentru lumină și cu știința lui de a face lumină în teatru? Cred că da. Pentru că, cu excepția 2 sau 3 spectacole ale mele, restul, absolut toate spectacolele, lumina e făcută de Ducu. Și am văzut chiar la ultimul meu spectacol de la Culandra, eu am crezut că am făcut o lumină bună la pisica pe acoperișul fierbinte. Pentru că noi aveam o relație cu totul specială, eu veneam la repetițiile lui, el venea la repetițiile mele, a venit și mi-a spus, mă, e bine, e foarte bine, e foarte bine, dar nu mă lași pe mine să refac lumina? Cine zic, e ușor jignit că totuși fostul meu student... Studentul tău preferat. Da, da. Și zic, da, uite ce, zic, mie mi-e foame, zic, și mă duc acasă. Da, dar ce bine, mai bine să nu stai aici, pentru că va fi plictisitor. Și am venit a doua zi. Și cu ce lumină a întrebat șeful electrician? Cu ce lumină facem? Cu lumina dumneavoastră sau cu lumina domnului director? Chestia asta pe mine m-a enervat și a zis, cu lumina domnului director. Și era alt spectacol.
de 10 ori mai bun. Foarte ciudat, Dino, că recunoști lucrurile astea, chiar și așa. Păi cum să recunosc că sunt de domeniul public? Eu am făcut magie roșie la Copenhaga. Și spunea cu încercând e să mă imite, roșie. Nu mai știu cine care din noi doi a făcut-o primul, a făcut-o și Ducu. Aia a fost examenul lui de absolvență. Și vreau să spun că magie roșie făcut de Ducu era mai bun ca spectacolul meu. Cum să-mi fie genă? De dacă de toți am avea atitudinea asta unii față de alții, ar fi mai frumoasă viața. Mai normală. Sau mai normală. Da. Hai să mă întorc la tine, că despre tine vorbim. Ai spus că tatăl tău era aviator. Da. A vrut să fugă din țară, a fost prins, da? Și Nu e așa. Nu. Tata, mă rog, prin multe chestii, nu știu ce, nu știu cum, ajunsese, era comandantul aeroportului Băneasa. Și mașina lui de serviciu, ca să-i cajă, era un avion de două persoane, nu? Că aveau ședințe la Cluj, erau mai multe aeroporturi atunci. Și mai multe aeroporturi? Da, sigur, nu la București. În alte părți ale țării, la Cluj, la lângă Brașov, și trebuia să ducă cu ceva. Și el, tata, a aranjat ca rezervorul avionului să fie făcut, calculat ca să putem ajunge la Viena. Și după un timp, mama l-a anunțat pe tata că, în condițiile respective, refuză să plece cu el. De ce? Și a explicat foarte logic că în clipa când avionul va aterisa la Viena, tu nu mai ești aviatorul foarte cunoscut, generalul Cernescu, ești un transfug. Eu nu mai sunt profesoară de franceză, eu sunt nevasta unui transfug. Mama, pentru că era și maică mea acolo, este o bătrână care va fi dusă la un azil. Și băiatul nostru, eu, care aveam 14 ani, o să fie dus, cine știe, când ne vom mai vedea vreodată unii cu alții. Și avea dreptate. Și atunci tata a început să caute un om care să aibă bani acolo, să ne dea așa, sau să-i dăm noi bani aici și să ne dea contravaloarea, ca să avem bani la noi, să ne putem descurca. Și tata, cu naivitatea lui, pe care am moștenit-o și astăzi eu, a găsit un domn avocat, un om foarte drăguț, care era colonel de securitate. Și în seara respectivă, în noaptea respectivă, tata a fost arestat și după 3 zile noi am fost dați afară din casă cu ce aveam pe noi și din clipa aceea a trebuit să lupt cu ideea care era la alții, nu la mine, că sunt băiatul unui deținut politic. Și trebuie să recunosc, cu toată cinstea, că din treaptă în treaptă am urcat, dar am urcat și datorită unor oameni care aparțineau puterii, dar care știau să vadă mai mult decât funcția lor de partid. Dar tu n-ai avut necazul la intrarea în IATC din cauza tatălui tău? Nu. Cum? Nu, pentru că a existat un șef de cadre, Neamanole. Neamanole, l-am prins tot. Un om foarte drăguț, care după primul meu spectacol m-a chemat și mi-a spus: șterge ce ai scris acolo, scrie-o încă o dată, nu spune că tata a părăsit domiciliu. Că l-a părăsit, zice, în general, când e arestat un om, părăsește domiciliu. Că avea și humor, Neamanole, și scrie adevărul. Pentru că eu plec de aici și vine altul și te dă afară că ai scris aiure. Și am scris. Și nimeni nu mai mai zice nimic. Ai făcut fals în acte publice? Nu. Pentru că am reluat.
Hai, așa mi-a rupt-o în față, nu? Că Nea Manole era o figură așa care... În primul rând, Nea Manole a jucat în foarte multe filme făcute de studenții de la film, pentru că toată lumea ținea la Nea Manole. Era, avea el ciudățenile lui, dar era un personaj. E mare lucru să întâlnești un cum spunea tovarșul Ceaușescu, un om de omenie. Așa zicea? Așa am auzit că spunea, n-am avut cinstea să-l cunosc, dar nici nu mi-am dorit-o. Da. Da. Hai să vorbim despre Sica Alexandrescu, pentru că spui că a însemnat cineva, că a fost un om foarte important în viața ta și îmi place întâmplarea cu repetiția foarte, foarte tare. Eu n-am să spun decât că nu suporta ca actorii să umble pe săli sau să fie... Actor pe culoar, actor inutil. Da. Asta spune el. Și întâmplarea care te-a marcat pe tine... A fost... Da, a fost așa. Eu ca asistent al dânsului trimitea pe porumb șoferul să mă ia de acasă unde stăteam atunci și mă ducea două străzi mai încolo pe Precupeții Vechi unde locuia dânsul și mergea pe la piață, după care venea la direcție. Și eu stăteam, întrebam dacă mai e vreo treabă, ceva și plecam la teatru. Și într-o zi, fermecat de felul cum îl vedeam, că vorbește cu unul, cu altul, cu celebrități, cu nu știu ce, am uitat că trebuie să mă duc înainte. Și am plecat cu dânsul odată. Și mai ales că acțiunea se petrece chiar aici. Și când am ajuns în dreptul... Intrării? Nu, mult înainte, și de unde te duci? Păi zic, la teatru. Da? Și ai o treabă la teatru? Da. Sunt, nu știți că sunt asistentul dumneavoastră? Și atunci un zic așa brusc s-a întors la mine și mă pui în situația penibilă să intru în teatru odată cu asistentul meu când trebuie să fii în teatru cu o jumătate de oră înainte și când vine viu să-mi spui că totul e pregătit, pleacă acasă. Maestru, pleacă acasă imediat și ți-am tăiat și o zi de salariu. Dar ți-a spus să vii mâine. Da, dar mi-a tăiat ziua de salariu. El crease un nucleu de asta de laborator în Teatrul Național. Nu numai asta, el a adunat toți cei care nu l-au iubit. Uită că el a adunat toate trupele, tot ce era mai bun în trupele particulare și a creat acel nucleu de aur care a fost mare actor ai Teatrului Național și Teatrului Românesc. Chiar când făcea asta cu Durități. Eu am iubit-o foarte mult pe Eliza Petrăchescu. Dar Eliza vorbim a fost și despre ea, da. Dar Eliza a fost una din victimele lui Sic. Până la urmă a ajuns la Național și era extraordinară în ferma din Dangard, alături de ceilalți și de doamna Buzescu și așa mai departe. Însă Eliza răsărise ca o mare vedetă a unei trupe concurente cu domnul Sic. Și atunci domnul Sic a chemat-o și a spus, ce salariu primești? Și spune, să zicem, un 5.000. Și eu îți dau 15.000 și vii de mâine la mine. Și a venit. Și 4 ani de zile n-a jucat nimic. Pentru că el trebuia să-și apere oamenii lui. Groaznic. Groaznic, dar crezi că în America e altfel? Dar nu mă interesează cum e în America. E groaznic ca umanitate, așa. Păi, nu, dar multe lume se uită la America, ca și mine când m-am dus acolo și am văzut celebrele musicaluri, n-am știut, s-a făcut și un film pe subiectul ăsta, n-am știut că la orice musical există încă
4 sau 5 actori care dețin rolurile principale. Dublurile. Dublurile care nu joacă o viață întreagă, stau în culise, ci sunt plătiți. Și ei nu se roagă decât la un singur lucru, să nu-i meargă vocea celuilor. Asta e competiția. Era mult mai ordonată, dar e ca și cum înotăm și facem pluta. Hai să vorbim despre Grotowski. Cum a început toată povestea? În 59, când Matei Alexandru a fost dat afară din la Teatrul Național ca dușman al poporului, a fost angajat la Teatrul din Craiova, unde tu existai acolo. Da. Și l-ai distribuit în Jveic. În Jveic, da. Și a făcut un al lui Hašek. Da. Și care este un text ca Hamlet. Pentru un actor. Matei a fost extraordinar, între timp a fost și reabilitat pentru că se schimbaseră liniile politice și pentru șeicul ăla eu am fost invitat la o aniversare. Exista un foarte mare traducător român, Jean Grosu. Da, care da. Până nu de mult a existat. Da. Și am fost invitat la Carlo Vivari. Era aniversarea de 40 de ani de activitate ceva lui E.F. Burian. Burian. Mare, mare regizor. Om de teatru. Om da. De teatru. Și a fost o delegație poloneză. Și în delegația asta poloneză, ăștia mai șmecheri toți știau engleză, eu nici acum nu știu, și erau puștiulic așa mai grăsuți care vorbeau asta franceză era în anul, perfectă. 59. Cred că da. 60. Da. Și la un moment dat am început să vorbim și el a venit la mine și am văzut că, nu știu ce, cum mi-a spus el, pe mine mă cheamă Jerzy Grotowski. Jerzy. Și noi eram foarte supărați că noi tinerii stăteam în niște corturi unde era foarte frig și delegația sovietică stătea la hotel. Și atunci s-a hotărât să facem un protest. Bineînțeles că polonezii au fost în cap și până la urmă nu s-a aranjat nimic. Dar ai rămas prieten, și am rămas cu, Grotowski prieten cu Grotowski pe toată Grotowski, viața. Care a început să-mi spună că el o să muncească și o să devină celebru și o să ducă în America și o să facă și nu știu ce. Și uitam la el acest simpatic, vorbește franceză, dar spunea iurel. Și mai târziu l-ai văzut la teatrul lui, la Laboratorium 13. Stai să vezi, că n-a fost așa. Și la un moment dat mi-a spus, eu i-am spus, de ce nu vin la noi? Tot vrei să cunoști în stânga, în dreapta, de ce nu vin și la noi în România? O să vin, măi, o să vin. Ce, că asta a fost tot. Și într-o seară, vecina mea, pentru că locuiam într-un apartament, cum se locuia atunci, eram vreo 4 familii, mi-a spus, Dino, vezi că e cineva la ușă care mi-a spus că e invitat de tine și că... Și cine era? Jerzy. Grotowski era. Da. Eram foarte jenat pentru că eu stăteam într-o cameră cu mama și cu tata și unde să-l mai culc și pe Jerzy? Și aveam o verandă extraordinară și Jerzy mi-a spus, ce? Păi dorm pe verandă, ce vrei mai bine ca atât? Și atunci am luat de la ai mei o saltea. Și Jerzy a plăcut așa de mult că a zis, știi, mai rămân încă o noapte, că mi-a plăcut niciodată ce nimeni nu m-a... Avea de jur împrejur Ferforje, foarte frumoasă era acolo. Și ne-am plimbat mult, am vrut să-l duc la muzeu, la Zambaccian, mi-a spus că ce să caut la muzeu, ce acolo e moarte. Acolo e arta moartă, zice, muzeele, astea sunt muzeele. Du-mă în piață. Și l-am dus în piața Gemeni, dar i-a plăcut, a zis că e prea mic, dacă e ceva mai mare, și l-am dus la obor.
unde a fost încântat. S-au dus niște pești care încă mai mișcau. Uite, mă, ce asta e viața, mă, uite-te și tu. Și m-a învățat pe mine să fiu învățat, să fiu impresionat de lucrurile care sunt în mișcare, piața, nu lucrurile stabilite așa cum sunt muzeele. Și trebuie să recunosc că datorită lui am avut o chestie care a fost povestită de foarte mulți, bineînțeles că de Piersic în primul rând. Începusem să circul și toată lumea m-a întrebat, ați fost la Louvre? Știam ce să spun, că nu mă dusesem. Da, așa. Și ați fost la Gioconda? Nu. N-ați fost la Gioconda, tovarășo? Vai, ce am fost, am plâns când am văzut Gioconda. Dom'le, azi așa, mâine așa, toate soțiile de tovarăș plângeau la Gioconda. Și atunci m-am enervat și mi-am aranjat o vizită la Louvre, care se sfârșea cu Gioconda. Și atunci m-am despărțit de el și m-am dus în sala în care era un singur tablou, Gioconda. Dar eu citisem, adică mi-a dat cineva, Camilo Sovic, mi-a dat să citesc un reportaj dintr-o gazetă japoneză în care ei spuneau că Gioconda, de fapt, toată lumea știa că Da Vinci este homosexual și a făcut portretul iubitului. Dar pentru că nu se putea, îl transformase în femeie. Și atunci eu am avut un dialog cu... Nu ți-e rușine, Gioconda? Cu tabloul. Da. Vin toată lumea să te admire și când acolo ești un băiat, să-ți fie rușine, Gioconda. Și am plecat. De Piersic, vă închipuiți că a făcut din asta un număr senzațional. Și de atunci sunt foarte atent cu tablourile. Bun, hai să terminăm cu Grotowski. Ai fost la laboratorium la 13? Am fost și am văzut... Prințul Constant? Prințul Constant. Nu Prințul Constant, pardon. Ultimul lui spectacol. Noi îl știm de la Prințul Constant. Prințul Constant? Da. Care era un spectacol absolut extraordinar. Absolut extraordinar cu un... un tânăr care este ridicat de mase și devine super vedetă, adorat și cum la un moment dat, pentru că el nu face gesturile pe care le vor ei, tot ăia care l-au ridicat îl coboară și îl omoară. Și se... Adică era o chestie cu un sens deosebit și care semăna cu politica acelui moment. Și povestești că din București s-a dus spre Vladivostok, da, spre da, Moscova. Da. Bine, ai venit să stai la mine, nu stai decât două zile. Nu știu că mâine am avion până la Moscova. Și ce să faci la Moscova? Cum ce să fac la Moscova? Iau Transiberianul și mă duc până la Vladivostok. Nu există avioane până la Vladivostok? Păi numai așa cunoști oamenii. Păi să mergi două săptămâni cu rusul normal, rusul adevărat, care merge cu trenul. Așa îi cunosc. Așa vreau să cunosc omul american, nu cel pe care am întâlnit eu și care omoară hippie. El se referea la filmul ăla celebru. Nu mai ți-o minte. Cu cei doi hippie care pleacă cu motocicletă? Easy Rider? Easy Rider, da. Da. Mă intervievezi tu pe mine. Nu, mă pui la... eu schimb de idei. Da, noroc că știu. Da. Și el se lăuda că o să ajungă mare profesor în universitățile de teatru de artă și a fost, din America. Și a devenit, și a devenit. După aceea, mai îmbătrânind și el, după aceea i s-a pus la dispoziție o școală la Pondera, în Italia, și ultima
Ultima corespondență iese din partea asistentului lui, care spune, ieri și ne-a părăsit. Asta ai primit? Da, puțin oameni știu că am toată corespondența cu ieri și chiar prietenească, dar astăzi nu se mai poartă... Genul epistolar. Genul epistolar de mult nu se mai poartă. Știi ce am găsit acasă? Am găsit prima scrisoare de dragoste pe care mama i-a scris-o lui tata. Se purta atunci. Se purta. Dinu, ai vorbit despre Camilo Osoroviț, care a fost colegul tău și un mare scenograf, care a plecat din țară, dar ai avut pasiunea marilor scenografi. Toate spectacolele tale, chiar dacă au un scenograf care debutează, debutant, cum a fost Sorin Haber, la Măsură pentru Măsură, că el era la începutul. Păi, de asta spun că am avut noroc, pentru că vreau pe altcineva, ceva nou. Și cineva mi-a spus că există... Și nu asta înseamnă regizor avangardist? Când vrei ceva nou? Eu cred că da. Bine. Deci nu era greșit. Ai lucrat cu foarte mari scenografi. Cu Jules Perahim, și țin minte că eram elevă și am văzut de Pretore Vincenzo, da, la Teatru Mic cu Florin Vasiliu, da, un actor extraordinar, absolut extraordinar. Am și jucat cu el pe urmă. Decorul lui Jules Perahim era senzațional. Acțiunea se petrecea în jurul unui sfânt. Statui. Un statui unui sfânt. Nu se spunea de ce dimensiune, dar Jules Perahim a făcut un sfânt atât de mare încât în scenă nu intrau decât picioarele. Și bănuiai. Soclu. Da. Așa și da. Da. Dar nu, tot decorul era și era foarte frumos. Și Florin era extraordinar. Extraordinar. Pe urmă a jucat Caragiu, pe urmă a venit Caragiu cu spectacolul, făcuse și el un mare rol. Spectacolul făcut de Moisescu. Da, făcuse și el un mare rol. Da, da. Dar și Florin era măcar cât el. Da. Mi-a plăcut foarte mult, cât m-am priceput eu. Pe urmă ai lucrat cu Bortnovski, care, după părerea mea, a fost cel mai mare scenograf român. Am jucat în spectacole. Îi datorez foarte mult lui Paulică. Țin minte că eu tot timpul am avut mini-conflicte ori cu contabilii, ori cu anumiți directori de teatru. Hai să vorbim despre scenograf, să terminăm cu ei. Ai mai lucrat cu Sorin Haber, am mai spus, da, un scenograf. Măsură pentru Măsură am făcut cu el și Chiogia și... Astea la Giulești. Da. Și pe urmă el a plecat în străinătate. A plecat în străinătate, evreu fiind, însă a plecat așa cum plecau evreii deștepți, adică s-au trecut, au pierdut avionul la Paris. Au pierdut și a rămas, da, acolo. Da. Foarte talentat, iar, da, decorul de la Măsură pentru Măsură a făcut... E un decor foarte important în cariera mea, pentru că este spațiul liber, spațiul grotovskian, și în care doar ștângile erau decor, și se mai întâmpla ceva, personajele în funcție de cu cât urcau în funcții deveneau mai înalte, mai mari, mai până la dominante. Da. Până la uriaș. Da. Și violul Marianei. Violul Marianei, care a devenit celebră, care o juca Dorina Lazar, făcut din greșeală. Da, care a jucat Dorina Lazar. Stăteam de vorbă cu Paulică și cu alți actori, dar și cu Dorina, că făcusem o chestie cu un fel de mașinărie care trece peste ea, nu știu. Și unul dintre mașiniști a dat drumul la o perdea lungă de tot care era la pod, și care a venit peste noi. Și atunci Paulică s-a întors la mine și zice, uite, ăsta e violul.
Și capul acela pe care noi îl puneam într-o chestie, așa, a fost pus sus și personajul respectiv a fost Dorina Venea și venea tot materialul ăla și ea era îngropată complet și după aceea se un fel de icnet, așa, o chestie care e specifică, probabil, nu cunosc, că n-am participat la violuri, a momentului respectiv când ea punea peste ea acea perdea care între timp noi o pictasem tot, că îl reprezenta. Alt scenograf în afară de Ciulei și de a fost Ion Popescu Udriște. Da. Mare scenograf. Cu care n-am făcut decât foarte puțin. Am făcut Chiogia. La Craiova. La Craiova. Și am mai făcut și eu pe aici, dar nu mai țin minte exact ce am mai făcut cu el. După care el a fost cam bolnav nu știu, dar perioadă. Scenograf bun. Și am lucrat cu Mihai Mădescu, care a fost un foarte bun scenograf. Foarte bun. Nu, când tu ai spus că sunt norocos, am fost norocos. Că puteai... Ești și acum. Și vreau să vorbesc despre Pupus Bierea, pe care îl știe... Pupus Bierea este unul din cei doi asistenți care erau... A lui Ciulei. A lui Ciulei. Și, Liviu, a fost angajat la noi la teatru. Da, și Liviu i-a propus să devină cel care face costumele la Escu. Niște costume. Și a făcut niște costume absolut extraordinare. Dar și în general, la orice fel de spectacol lucra, era extraordinar. Și după care a plecat în străinătate, unde n-a mai făcut nimic. N-a mai făcut nimic? Să știi că foarte puțini sunt aia care promiteau foarte mult că o să facă ceva în altă parte și care au și făcut. Era timid și din cauza asta era... Nu știu. N-avea abilitatea de a... Da, nu. Din cauza asta. Însă avea o mână, Dumnezeule, și o gândire extraordinară. Extraordinară. L-ai cunoscut pe Salvador Dalí, că dacă avem tot un capitol de ăsta, și pe La Măsură pentru Măsură a venit de Chirico și și după l-am cunoscut pe Fellini. Hai spune întâlnirea cu Fellini, că e atât de frumoasă. Eram la Roma, era cald, mă plimbam cu un prieten de-al meu care era, de fapt, vărul unui prieten al meu, care m-a dat în grijă lui să mă plimbe prin Roma. Și era așa 5:30, 6, și am ajuns în Piața de Spania și am fost atras de doi golănași care se certau pe o chestie care o furase unul din ei, ceva de genul ăsta. Se certa îngrozitor, încât nu erau atenți că niște oameni se uită la ei. Dar undeva, într-o parte, era un domn bine îmbrăcat și cu o pălărie frumoasă, care se uita fascinat la ei. Și acest văr al prietenii mele spune, uite-l pe Fellini. Cum de Fellini? Eu eram și astăzi, mai sunt fan Fellini. Și zice, uite-l acolo. Care, Doamne, ăla? Nu se poate. Fellini acolo, da. Și atunci ai... Eu n-am făcut asta, să mă duc la oameni pe care nu-i cunosc. Foarte rar mi s-a întâmplat. M-am dus și am spus, bună ziua, domnule Fellini. Ca să fiu eu sigur că e Fellini. Și am întors la mine. Și spus, eu mă cheamă Dino Cernescu, ce? Se joacă un spectacol în Italia, am fost invitat. Dar uite, nu te supăra, n-am putut, nu știu ce. Și da, ce faci acum? Păi zic, vorbesc cu dumneavoastră. Ce, nu vrei să bei la o cafea? Domnule, să te invite Fellini la o cafea. Nu e de refuzat. Și am mers, am stat de vorbă, i-am spus, și la un moment dat
Nu știu cum a venit vorba, el a început să râne. N-ai să-mi spui că sunt idolul tău în materie de film. Ba da. Chiar a făcut o bășcălie nemaipomenită. Și ce știi ce? Hai, vină la o filmare. Vin, dar zic, dar nu pot acum, pentru că mă duc să iau pe fosta nevastă a unui prieten de-al meu care e la Pisa. Zic, când te întorci, nu e o problemă. Te vin la cine cita și zic, bine, dar cum dau de dumneavoastră? Vino și întreb pe absolut oricine de mine, zice, toți mă cunosc, le-am distrus bugetul pe 2 ani. Asta e ultima replică. Apropo de buget, la noi s-a găsit un sistem, nu poți distruge un buget care nu-l ai. Nu? Hai să trecem la teatrul nostru. Ai avut câteva spectacole, Măsură pentru măsură, Meșterul Manole al lui Blaga, Nunta lui Figaro al lui Beaumarchais și Escu al lui Tudor Mușatescu. Spectacole care erau înfipte și în viața teatrală românească ca fiind extrem de importante, dar s-au făcut la Giulești, cu actorii de la Giulești, deși eram socotit un teatru de periferie. Dar nu sau... e adevărat. Așa, nu e adevărat. Așa eram socotit. Numai Moni Gelerter spunea că este un teatru de provincie care nu vine niciodată în București. Așa spunea de Giulești și de adevărat. Doamna Deleanu făcuse niște lucruri fantastice. De pildă, când am avut premiera cu Meșterul Manole, și eu și alții am convins-o să facem o expoziție de icoane pe sticlă. Și pe atunci însemna ceva. Da. Și în hol s-a făcut o expoziție de icoane pe sticlă. Mara, nu mai știu cum o chema, pe nevasta lui Neleanu, regelului Neleanu, care era o mare colecționară. Și țiu minte că au fost niște mari probleme, pentru că veneau femeile mai în vârstă din cartier. Giuleștiu era ceva poate departe, că suntem cinstiți. Era de cartier. Da. Și veneau și se închinau la expoziție, ca și cum... Adică pe atunci biserica era foarte prigonită. Și... Prigonită. Da, și... Ne luptam pentru că eram amenințați ca acea expoziție să fie luată, dusă. Și erau icoane extraordinare. Dar după aceea, ducând mai departe această idee a expoziției din... Văzusem și eu în străinătate, recunosc asta, la Jean Villard și la alți... colegi, am făcut o expoziție Apostol, o expoziție senzațională, Fluturi s-a numit. Unde și... ai făcut-o? Da, aici, doamna Deleanu a făcut-o, la Giulești. Când? Nu mai știu să spun exact. Pot să spun un singur lucru, că eu plecasem de la Giulești, nu mai eram acolo, nu mai știu unde eram. Și s-a terminat expoziția și au venit, nu mai știu, cine mi-a spus, vină să iei fluturii lui Apostol. Și am spus, unde să-i pun, unde să-i duc? Mă mutasem în sfârșit în casa în care stăteam și au fost aruncați în curte. Și atunci eu am putut să fac prostia prostiilor. Te-am zis, faceți ce vreți cu ei. Și au fost distruse prima. Îți închipui, știi cât valora astăzi una din aia aruncată în curte? Nu numai asta, dar pentru că te poți purta așa cu munca unui om. Draga mea, asta se întâmplă foarte des. Mă rog. În mod special vreau să desprind din tot palmaresul ăsta al carierii tale, Matca,
este Marin Sorescu, spectacolul care l-ai făcut la Teatru Mic și care, spui tu, a avut 10 de vizionări și amânări și așa mai departe. De altfel și imprimarea, că ai făcut și o imprimare la televiziune și ea a durat 10 ani până a fost... Matca, de care am făcut-o la Mic... Marin Sorescu. Da, lui Marin Sorescu. Au fost mai multe vizionări și a fost adus de două ori Dumitru Popescu, care era șeful probleme artistice, culturale. Da, ACC-ului. Și ultima dată când a venit, a dat drumul la spectacol. Totuși eu nu înțeleg ce găseau la spectacol, la textul ăla, la spectacolul ăla. Pentru că, bun, stai, și după aceea am filmat pentru televiziune, însă am făcut puțin tel altfel, în sensul că am îmbogățit, zic eu, am pus și niște personaje astea populare, care erau, care Sorescu dorea să existe și care eu nu le pusesem în spectacolul de la teatru. Cum să nu? Pentru că Marin era întotdeauna aluziv. Apropo de asta, dacă vreți să aveți un spectacol deosebit, chemați-l pe Ogășanu, să faceți un recital cu Ogășanu. Știe, cred că 20 de poezii ale lui Sorescu, și a fost prieten cu Sorescu și poate să vă spun despre Sorescu. Mai sunt câțiva. E Tudor Gheorghe care spune extraordinar. Au început niște băieți tineri care spun. Nu, dar știe niște nuanțe extraordinare. Păi fiecare replică actor a lui, cel care ți este credincios și câinele merge peste tot în lume și vine și îți moare în fața curții. Era clar o referință la plecările în străinătate și unora veneau și nu știu ce și nu veneau. Eu am văzut spectacolul și mi-aduc aminte că eram însărcinată și am venit la una din vizionări și pentru Neric mă rugam, dă Doamne, dacă o să am o fată, să aibă farmecul lui Poldi Bălănuță în rolul ăsta. Mi s-a părut... Este exact despre ceea ce am discutat zilele trecute despre Beligan și despre alți de vedete. Poldi a avut în ea ceea ce se numește în mod normal acea flacără interioară. Toți mari actori au acea chestie, adică flacărea interioară care, cum să spun, că am alea de sudură, odată se face mare. Da. Acel buton trebuie să fie ori textul și de preferință acel buton care din flacăra mică îți face mare să fie regizor. Întâmplarea a făcut, pentru că ne cunoșteam eu cu Poldi încă din institut și ea a avut un succes enorm cu Aze. Cred că nu mai lucrasem nimic până la Matca, deci trecuse o lungă perioadă, dar ce fusese între noi mai exista. Și atunci, poate că am știut, adică sigur am știut să apăs eu pe niște clape ale sufletului ei, nu? Matca a reprezentat România la Festivalul Teatrului Națiunilor, care s-a ținut atunci la Varșovia. Și a luat premiul cel mare și după aceea în Portugalia, cred, tu erai cu Hamlet într-un... Nu. Eu eram în Portugalia, la Lisabona, la Fundația Gulbenkian, eram cu Hamlet și exact în acea perioadă se juca Matca la Varșovia. Și știam că Poldi va trebui să mă sune. Fusesem înainte și vorbisem cu secretarul domnului Gulbenkian, dați-mi numărul de telefon ca o să mă sune din Varșovia. Și în timp ce se termina Hamlet, jos, eu eram sus
în biroul domnului Gulbenkian și vorbeam cu Poli. Atunci am spus eu despre ce am vorbit, ce am spus despre singurătatea regizorului. Pentru că eram singur într-un birou enorm pe care și l-ar fi dorit sute de oameni. Și cu două spectacole în Europa cu mare succes. Și eram singur, fără nimeni. Erai singur, jos, fără nimeni. Se aplauda, ea spunea despre aplauze. Și eu tot, nu să știi că singurătatea fizică, eu la ea mă refer. Oricum, Matca a fost trecut ca unul dintre spectacolele cele mai importante și cele mai valoroase în perioada aceea. Era și o distribuție extraordinară, Mitică Popescu. Așa, și după aceea ce am făcut Vasile la televiziune, comisia de vizionare a pus deoparte Matca și spectacolul a fost văzut a treia zi după 89. Da, 10 ani. Da. Da. Pentru că am vorbit despre Hamlet, este spectacolul tău de suflet. E un spectacol pe care îl iubesc foarte mult, pentru că în primul rând că e vorba de Ștefan. Spui foarte frumos, anul 1970 sau anii 70 au fost, mi-au adus o bucurie enormă și unul dintre puncte este Ștefan Iordache. Da. Ai făcut Ghelderode cu el. Am făcut, în primul rând am făcut Tigru. Tigrul, al lui Șizgăl. Mureș Șizgăl. Horia Lovinescu. Aș fi fost debutul lui. Aș fi fost debutul lui în București. Tigru. Da, Tigru. Da. Cu vreau Ileana să spun Predescu. Că la Tigru, care el juca un golănaș, lucru care el știa foarte bine, că și lui îi plăceau golanii, și Ileana Predescu era doamna, eu am făcut pe agentul de circulație, doar așa, în stânga, în dreapta, aproape că n-am avut nimic de spus. Doar și am piesa spus frumoasă. Situația, piesa și situația i-a dus și a avut un mare succes. Și după aceea, Horia vrea să facem Hamlet, să fac Hamlet cu George. Și am spus... Ce interesant! Și am spus, Horia, s-ar putea să fie, dar eu am un actor mult mai bun pentru Hamlet. Cine ce vă puștulică ăsta din Ticlu, da. Ia-l mai mult pe la mine să mai stau de vorbă cu el. Și sunt foarte multe fotografii cu Horia, cu Ștefan. Și el mi-a spus, da mă, măi ce actor, ce are, ce e în puștul ăsta. Și așa am ajuns la Hamlet, unde era Radov extraordinar în Polonius. Gilda Marinescu, regina, cred că așa, cea mai bună regină care am văzut-o vreodată. Și Repan. Și Repan era un Claudius cu niște nuanțe nemaipomenite. Era bărbatul care trece. La care se duce orice regină. Depinde. Ba da. L-ai ales și Horațiu era Mircea Angelescu. Mircea Angelescu și cu... Și care era foarte special Horațiu făcut, un fel de securist l-ai făcut. Nu, securist era Ștefan. Nu, era Radov. L-am făcut dușmanul lui Hamlet. Dușmanul lui Hamlet. Pentru că își dorea locul lui, își dorea puterea. Și era omul lui foarte îmbras. Eu m-am dus la Horia și am spus, măi, n-am foarte îmbras. Și zic, știi că un actor gen George ar trebui, dar mi-e rușine, cum o să-i spun lui George? Și Horia i-a spus. Și a venit George la mine și a spus, cum, și ți-e rușine să-mi spui? Și ce? Ce crezi, dacă eu sunt George Constantin, nu dar spun ce trei vorbe? Dar ce foarte îmbras a făcut? George, zic, sunt uluit. Da, domnule, da. O să vin și o să fac finalul. Cum, George, zic, să spui patru replici? Da, domnule, da. Și la Paris s-a scris un nou Orson Welles în România. Era extraordinar. Da. Și plecai cu el.
După o piesă întreagă. Știu că după cronica așa de la Paris Ștefan era foarte așa, când îl vedea pe George, că se scrisese mai bine de el decât de... Da. La 8 februarie 74 a fost premiera. S-a scris, este un adevărat și nobil moment de teatru, Le Quotidien de Paris. Da. A scris, realizare perfectă a acestei piese, spectacol cu o greutate și o desfășurare autentic shakespeariană, are un foc sumbru captivant. Radu Popescu, că tot am vorbit despre el, un Hamlet foarte al epocii sale, poate de aceea foarte aproape de contemporani, și prima tentativă de a trata politic teatrului Shakespeare. S-a scris asta. Păi s-a și făcut asta. Mi-aduc aminte că erau vizionările, eu plâng după acele vizionări, pentru că toată lumea de teatru se aduna la acele vizionări, nu alea cu puterea instaurată. Cele vizionările pe care le făcea teatru. Vreau să spun ceva despre vizionări. Eu mi-am făcut întotdeauna propriile mele vizionări. Prima mea vizionare ca lumea a fost la... Nu mi-aduc aminte piesa. Am chemat pe Catin Caralea, pe Șelmaru și vreo doi prieteni de-ai mei care sunt ingineri și le-am cerut părerea. Da. Când am jucat Oamenii Cavernelor. La Teatru Mic. La Teatru Mic. Cu Eliza Petrăchescu. Da. Și... fiecare și-a spus punctul de vedere și am ținut cont sau nu țineam cont. Dar cum să spun, în ultima perioadă când nu mai aveam nevoie, nu mai veneau la vizionări pentru că le spuneam anumite lucruri, nu le plăceau, dar am avut pe Ducu. Ducu venea la repetițiile mele și după care îmi stătea și îmi spunea, măi, aici cred că trebuie să lungești, aici trebuie așa. Și el mă chema la Coriolan. Am stat zile și zile și zile lângă Ducu. Hai să ne întoarcem nu, la Hamlet. Nu că l-am făcut eu pe Ducu mai bun, dar amândoi... Ba, el așa spunea. El așa spunea. El a fost foarte drăguț cu mine pentru că... A fost o relație extraordinară între noi. N-am să uit toată viața când în sfârșit am făcut rost de invitație în Israel și venise îmbrăcat cu lucruri groase și afară toată lumea era în slip-uri și... Era cald. Da? Și stăteam în așa și am spus hai să mergem să facem lumină. Plec să fac lumina. Cum pleci? Plecă? Și el a stat lângă mine 2 zile și jumătate și am dormit pe scaune pentru că el era nebun după lumină și plus că el știa englezește. Și, ți era mai ușor. Nu, eu nu știam englezește decât așa, puțin tel. Am văzut atunci la vizionarea aceea Hamlet și întrebam tot timpul, dar există în text lucrul ăsta? Da. Dar era întors pe dos textul? Nu. Singurul lucru care era fals e că piesa nu fusese tradusă de Petru Dumitriu. Așa scria în text. Piesa fusese tradusă de Vinea. Și când Vinea a fost arestat... Ion Vinea, scriitor, da. Lunatici, da. A scris Lunatici. Așa? Atunci, pentru că textul era făcut și pentru că Petru Dumitriu ajutase la transcriere, Petru Dumitriu a publicat în fals traducere Petru Dumitriu. Nu îi găsesc niciun defect lui Petru Dumitriu eu. Am fost foarte emoționată de spectacol și cred că atunci s-a născut Ștefan Iordache, pe care îl țin în inimă acum, pentru că nu-l mai recunoșteam. A fost uluitor. Uluitor. Știi că el tot timpul a fost un actor deosebit. Deosebit. În apartamentul care îl recâștigase
soacra lui, doamna Toniță, exista sus o cameră de servitori. În camera aceea nu avea voie să intre nimeni, nici să facă curat. Ștefan făcea curat. Acolo era camera lui, în care s-a intrat de-abia după moartea lui, că a intrat Mihaela. El acolo repeta, el acolo asculta muzică de epocă, acolo vedea fotografii din epocă, își făcea o rar am întâlnit un actor să-și facă o asemenea pregătire pentru un rol așa cum făcea Ștefan. Și cu pauzele care le avea înainte de spectacol, câte 3 ore, în care nu vorbea cu nimeni și așa mai departe. În 2005 ai luat premiu pentru întreaga activitate Uniter și spui, cam târziu mi se pare mie, dar scrii ceva foarte frumos. Cred că la vârsta mea, care nu este cea mai favorabilă nici creației, nici mie, eu trebuie să fac niște spectacole bune. Oamenii au nevoie de spectacole bune. Vor să simtă povestea. Prin teatru eu am simțit marea bucurie. Acum stau ca un motan care pândește la gaura șoricelului, așteptând să pun mâna pe un text de mare clasă pe care să-l ciopârțesc, după cum spun dușmanii mei, sau să-l fac să fie jucat de 10 și 10 de ori, după cum ar spune prietenii mei. Voi încheia cu o învățătură a lui Radu Beligan: să nu te intereseze cei care te înjură, însă să ai grijă să-ți scrie numele corect. Dar cum știi care sunt dușmanii și care sunt prietenii? Beligan mi-a spus o altă chestie care ține și asta mi-ar place să fie încheierea discuției noastre. Este o urare pe care o face unui prieten. Dragul meu, de-abia aștept să-ți fac coșciugul dintr-un pom care crește odată la 100 de ani și pe care nu l-am sădit încă. Asta cam orientală chestia. Da. Nu, e frumos. E foarte frumos. E poetic. Da. Dinu, îmi pare tare bine că am lucrat împreună, îmi pare bine că ai fost astăzi aici, îmi pare bine că ți-am citit cărțile, mi-am primenit sufletul, îmi pare bine, nici n-am lăsat cartea, deși o citisem nu știu câtea oară, mă bucur că ai fost astăzi aici și că am avut o bucată de nor așa, în viața asta bună și te-am simțit și m-ai simțit și mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua de azi. Ok. Să mai continuăm.